Hai, trage că poți! Salut! Știu că mulți dintre voi vă doriți să vedeți un vlog de la antrenamentele mele de box, iar astăzi, exact un asemenea vlog am încărcat aici pe canalul meu de YouTube. Și dacă o să stați până la sfârșit, o să vedeți cum a păcălit antrenorul meu de box când am lucrat la Baros. Acest vlog l-am filmat cu o cameră de 360 de grade, am încercat să fac ceva mai special, mai interesant, să puteți să dați stânga, dreapta, sus, jos, dar din păcate mi-a prins urechile când l-am editat, așa că este doar în format normal, dar nu am vrut să pierd ceea ce am filmat și sper să vă placă, urmăriți până la capăt și lăsați un comentariu mai jos. După ce beau cafeaua, da? Este o plimbare cu nebunel de dimineața. Nebunel? Ce faci? Ce faci? Hai. Astăzi voi merge la antrenamentul de box de dimineață. Mă antrenez cu Bogdan. Ieri am avut o zi în care am fost la o sală doar de box unde am făcut sparring și dacă veți face un zoom sau vă veți uita la mine, o să vedeți că am ochiul drept un pic vânăt. M-am accidentat singur. Am ajuns în oraș pentru că nu ne antrenăm la sala noastră. Sala noastră nu are saci și mergem la o altă sală. Și puteți să vedeți când Deva se lucrează la trotoare, la greu, mergem la o sală în Deva Mall. Încă mi-e tare ciudat să mă obișnuiesc cu camera asta. Are două lentile, filmează și cu fața și cu spatele. Și are o mare problemă când se ajunge la un loc din acesta fără lumină. A venit Irinel să mă susțină, dar Bogdan nu vrea să-l bag în vlog și vă arăt sala la care mă antrenez. Asta este sala. Așa că nu vrea, e șmecher Bogdan. A, vezi că e șmecher. Hai să-i dăm drumul la încălzire. Să nu mergeți la box. Asta e de la mânușa mea proprie. Singur m-am accidentat. Ce-mi place că Bogdan vede acolo. Dar la sfârșit o să mai râzi. Nu-mi place că mă văd în oglinzi. Lasă că-ți arăt, la sfârșit o să mai râzi. De ce? Asta. Ei, dacă eu vreau să nu mă văd, dar o să peste tot oglinzi. Am început? Da. Păi nu am auzit. Stânga, ieși, da.
Prima și ultima dată, când o să mă vedeți până la meci, la un antrenament de box, la palmare, la sac, că nu vă merg. Nu se poate să terminăm antrenamentul fără să dăm la box. Am dat la începutul săptămânii 60 și Bogdan vrea să dea acum o serie de, cât ai zis? 70. De 70, o nebunit. Da. Dau 10 de încălzire? Da. Dau 10 de încălzire. Asta să vedem dacă reușesc să dau 70. Aoleu, iară-s cu ăsta. Bă, de nu e nu se poate. E sigur? Foarte. Deci fiți atenți că antrenorul ăsta meu e foarte viclean. Avem baros de 25 de kg, dă cu o singură mână. Dacă nu credeți, vă spun eu pe cuvânt că l-am văzut. Cât avea la rând? Cât era cel mai greu? Nu vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbesc. Nu vorbesc despre pregătirea mea. Acum 25 de kg dă cu barosul cu o mână. Dar nu-mi vine să cred, dar l-am văzut. Știi că dacă zici asta, oamenii nu cred, zic că, ba, am văzut eu, deci, vă pot da în scris. 70? 70, da. 70. Păi, dar nu-i de sunt tot. Îți place să mă chinui? Îți dai seama. Domnul, hai să vedem, 70. Fuuu! Stai un pic, ia vino mai încoace și dai în direcția aia să nu-mi spați oglinzile. Hai! Nu-mi spați oglinzile. Thank you.
Știu și nu. Nu te oprești, dai 80. Hai încă 10. 70. Frate. Trage de tine și mai dai 10. Nu mai zic. Trage, nu mai zic că nu mai pot. Hai, trage că pot. Hai de capul meu. Cât ai dat? 81. Mai dădeai 19 și treceai și tu la baros următor. La ăla la de bărbaci. Asta, că rămân asta. E bine și 81. Cât să ajungem la 100? E supărat pe mine că n-am mai dat 19 broase. Și din cauza că e supărat, ce au zis? Stau atârnat la bară pe exerciții de izometrie 40 de secunde. Până acum stăteam 30 de secunde. S-a supărat că n-am mai dat 19 broase. Cu toate că am dat cu 11 peste cât trebuia să dau. Trebuie să te duci la următorul baros. O zis că după ce, uite aici, după ce ajung să dau cu ăla de mijloc 100 de broase, ci că trec la ăla gros, mai greu, o nebunit. O să nu vă luați antrenor de box de la Lotul Național, că-s nebuni. Hai, ține. 40 de secunde? Îți dai seama. Stai să-ți dau. Când ești gata? Când sunt gata, bine. Dar fii atent. Eu vezi că le număr. 1, dar tu numele cum greșit, nu contează 3, ce numele tu. Aici. Și eu număr 40 și tu zici că sunt la 25. Timpul vorbește. Păi, cum facem asta? Unde te pune 10, unde te pune 10, normal. Că tu numele cum vrei tu. Eu cred că tu mă combin. Dar dacă erai gagică, poate. Stai că nu pot. Hai, după aceea te visezi noaptea. Te visezi noaptea. Încetează cu gumele astea de nu prea ok. Gata? Hai, când ești tu gata? Când sunt eu gata, niciodată. O să ce le zic. 10! Da. Stai, Madonna. Acum 10. Stai ca sa pun si... 30! Ține acolo, 20 acum, ține! Ține, Robi! 40! Vrăjală! Uite timpul aici. Nici 30 n-ai stat. Acum l-am oprit. Da, vezi că am secunde numărate pe cameră. Asta a fost vlogul de astăzi. Și vreau să-i spun lui Bogdan. Eu nu mi-e să vezi cât au vrăjat la Robi. Vreau să-i spun lui Bogdan că vei avea un șoc când o să vadă acest vlog. Pentru că m-am spus, încerc să fac vlogul pe 360 de grade, da?
Deci și când sunt filmat eu, dacă dați cu degetul, puteți să-l vedeți pe Bogdan. Dacă v-a plăcut vlogul, lăsați un mesaj aici și o să vă mai fac vloguri din astea de 360. Pa!